Stimate domnule Guzun, stimați colegi, vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre. Vă-l prezint pe domnul Ion Guzun, președintele Comisiei pentru problemele grațierei persoanelor condamnate pe lângă președinția Republicii Moldova. Domnule Guzun, vă rugăm. Bună ziua! Vă mulțumesc mult că ați venit. În legătură cu ultimele informații care au fost în public referitor la condamnata Ursache Natalia, aș vrea să fac următoarele precizări. Doamna Natalia Ursache este condamnată pentru un caz de escrocherie. Comisia pe care o conduc, pe care am onoarea să o conduc, are rolul de a examina dacă dosarele care au parvenit la președinție în baza solicitărilor condamnaților sau avocaților lor întrunesc condițiile stabilite de lege. Este vorba de următoarele condiții. Personalitatea condamnatului, comportamentul, starea civilă, atitudinea lui față de cele săvârșite, partea executată a pedepsei, informațiile privind repararea prejudiciilor materiale, părerile administrației instituției penitenciare. În cazul persoanelor condamnate pentru sustragerea de bunuri sau alte infracțiuni prin care au fost cauzate prejudicii materiale, la cerere de grațiere trebuie anexate informații privind repararea prejudiciului. Precizez că în cazul doamnei Ursache Natalia, în titlul executorii pe care l-am avut noi, la momentul examinării cererii dumneiei, a fost indicat o datorie pe care aceasta o are. Comisia s-a întrunit pentru a examina cazul Natalii Ursache și a peste alte 197 de persoane la 11 octombrie în acest an și a constatat că pe acest caz, în acest moment, nu poate fi recomandată președintei Republicii Moldova grațierea doamnei Ursache Natalia. Astfel, nu a fost întrunită condiția recuperării prejudiciului. Asta este o normă care este impusă de lege, pentru care orice persoană care solicită grațierea să aibă la acel moment toate datoriile stinse față de partea vătămată. Nu a fost întrunită nici condiția recunoașterii vinovăției. Doamna Natalia Ursache nu și-a recunoscut vina. În aceste condiții, Comisia a considerat inoportună recomandarea grațierii acestei persoane în acest moment. Precizez că grațierea este o măsură juridică exclusivă, acordarea care necesită întrunirea unui set de condiții clare, care l-am menționat mai sus. Menționez că doamna Natalia Ursache, dar și orice alte persoane care le-am respins solicitările de grațiere, pot să ceară grațierea după expirarea 6 luni de la anterioara cerere. Dar, din nou, vor trebui să întrunească condițiile discutate mai sus, așa cum trebuie să facă sau pot face orice altă persoană. Îndemn condamnații, avocații, angajații din sistemul penitenciar și familiile lor să conducreze și să pregătească minuțios dosarele pe care le prezintă președinției pentru grațiere, să respecte regimul de detenție și să se asigure că dauna sau prejudiciul cauzat este compensat. În continuare, aș vrea să vorbesc despre o problemă sistemică pe care nu doar eu, dar ca și cetățean și ca jurist ne confruntăm. Este vorba de necesitatea umanizării pedepsilor. Pedepsile care sunt stabilite de cod penal sunt dure. Asta nu este doar opinia mea. Totuși, instanțele de judecată, inclusiv în cazul doamnei Ursache, au aplicat legislația. Precizez că în ultima sentință care a rămas în vigoare în privința doamnei Ursache, instanța de judecată, mai exact Curtea de Apel Bălți, i-a stabilit o pedeapsă mai mică decât pedeapsa minimă stabilită de lege. Deci, dumnei, deja la momentul aplicării sentinței a beneficiat de o normă prin care i s-a stabilit o pedeapsă mai mică. Cunoaștem cu toții că și pentru alte fapte minore comparabile, persoanele sunt arestate și sunt deținute pentru anumite termene. Iarăși, aceasta este datorită sau se rezultă din legislația care este în vigoare. Astfel, la momentul când i s-a aplicat pedeapsa finală de către Curtea de Apel Bălți,
Instanța deja a luat în considerare faptul că doamna Natalia Ursache avea la întreținere mai mulți copii. Cred că este în interesul nostru comun ca această stare de lucruri să se schimbe și ideea sau discuțiile în rândul juriștilor de umanizarea pedepsilor penale să înceapă cât de curând posibil. Și nu vorbesc în acest caz doar de doamna Natalia Ursache. În altă ordine de idei, din câte cunosc eu, în acest moment Comisia Juridică lucrează la un proiect de lege de amnistiere în legătură cu 30 de ani de la aniversarea independenței Republicii Moldova. Această lege va permite ușurarea pedepsii și altor măsuri, inclusiv eliberarea înainte de termen a persoanelor care se află în situații similare sau alte criterii pe care deputații le vor considera necesare. Din ceea ce cunosc eu, dacă vorbim despre femeile care sunt deținute în penitenciarul pentru femei din Rusca, se află și alte persoane care au la întreținere un număr, chiar și cu un număr mai mare de copii. Deci cazul doamnei Ursache nu este unicul, totuși este unul regretabil. Din câte știu, copiii doamnei Natalia Ursache sunt în grijă a familiei extinse, iar Ministerul Muncii verifică la moment condițiile. Așa am fost eu informat. În final, vreau să fac o precizare că comisia, în componența actuală, s-a întrunit după o perioadă de un an de zile și am examinat aproape 200 de cereri de la condamnați. O parte covârșitoare dintre aceștia nu a întrunit criteriile pentru ca să validăm și să le examinăm într-un interviu, la fel cum a beneficiat doamna Ursache. Doamna Ursache a fost intervievată în cadrul unui interviu dintr-o comisie mixtă ai membrii comisiei care au experiență juridică, avem psihologi, avem psihiatri și alte persoane cu experiență notorie în domeniu. Vă mulțumesc!